Atunci când vă doriți să folosiți banda pentru mers sau alergare, nu uitați să vă prindeți clipsul de siguranță de tricou, iar apoi să apăsați butonul start. După câteva secunde, banda va porni ușor. Veți putea crește treptat viteza de deplasare folosind săgeata de pe display. Vă recomandăm ca pentru cel puțin 1-2 minute să mergeți relaxat pe bandă, după care ulterior veți putea trece către un mers mai alert, iar apoi, de ce nu, faceți tranziția către o alergare ușoară. Pentru cei care sunt mai avansați sau își doresc un antrenament pe intervale de intensitate, puteți alterna între viteză mai mare, după care folosind bineînțeles din nou săgețile de pe display, să coborăți viteza și să aveți un interval de mers. Astfel veți obține un antrenament cardio foarte eficient. O altă modalitate de a utiliza banda este mersul în plan înclinat. Această modalitate vă va îngrena în mișcare și mai mult musculatura picioarelor, mai ales dacă gradul de inclinație al benzii este mai mare. Pentru o tehnică cât mai bună, asigurați-vă că abdomenul este încordat, iar brațele sunt coordonate cu picioarele. Și aici puteți, bineînțeles, să creșteți treptat atât înclinația cât și viteza de deplasare. Deseori, ambele mâini sunt fixate de mânerul din față, ceea ce vă poate afecta atât tehnica, cât și postura în timpul exercițiului. Vă recomandăm ca brațele să meargă libere pe lângă corp pe toată durata efectuării antrenamentului. Atunci când doriți să vă opriți, scădeți treptat viteza de deplasare după care apăsați butonul stop de pe display. Noi vă așteptăm cu drag la sală, mult spor la antrenament.